Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Livia Graur, bun găsit la Focus. Bărbatul condamnat pentru crimă care a evadat de sub escorta poliției ieri în capitală a fost prins la 500 de kilometri depărtare la Oradea. Un localnic l-a văzut pe individ și a anunțat autoritățile. Mai mulți pompieri au scăpat ca prin minune după ce autospeciala cu care mergeau spre o misiune era să fie spulberată de un tren. Șoferul a traversat o linie ferată și nu a fost atent. Acum este cercetat disciplinar. Iar un fost șef de poliție din Iași a fost reținut după ce a lovit cu mașina un alt autoturism și a fugit. Bărbatul era băut. Martorii au filmat momentul în care este oprit. Criminalul de la penitenciarul Rahova, care a evadat ieri de sub escortă în timp ce era dus la un control medical, a fost prins. Fugarul a fost capturat de polițiștii din Oradea. El fusese dat în urmărire națională și în consemn la frontieră. Bărbatul executa o pedeapsă de 18 ani de închisoare pentru omor. Colegul meu, Ovidiu Vărădeanu, vine cu detalii. Ovidiu, bună ziua! Cum a fost prins bărbatul? Bun găsit, de 12 ore, atât a stat în libertate criminalul evadat de sub escorta polițiștilor din București. Deocamdată nu se știe ce a făcut după ce a fugit și cum a ajuns din capitală până la Oradea. Polițiștii urmează să stabilească în urma anchetei traseul pe care l-a avut deținutul. Cert este că în această dimineață, puțin înainte de ora 5, meza roșie a fost observată de un orădean pe o stradă din oraș. Bărbatul l-a recunoscut pe baza semnalmentelor comunicate în mass media și a sunat la 112. Imediat o echipă a poliției Oradea împreună cu luptătorii de la Serviciul de Acțiuni Speciale au mers spre zona în care fusese anunțată prezența evadatului și l-au ridicat de pe o stradă. Oamenii legii spun că fugarul nu a opus rezistență. A fost imediat încătușat și dus la sediul IPJ Bihor pentru audieri, iar în cursul acestei zile a fost transferat la penitenciarul Oradea. Surse din rândul anchetatorilor susțin că meza roșu vroia să treacă ilegal frontiera în Ungaria. În zilele următoare va fi dus înapoi la Rahova, unde are de executat 18 ani pentru omor. Gata, vreți să nu scrieți facerea. Mai multe echipaje de poliție au fost mobilizate în oraș pentru a-l căuta pe Meza Roșu Zombor. Deținutul a ajuns aici, pe strada Ritmului din capitală, cu ambulanța penitenciarului Rahova. Mașina a oprit chiar aici, la intrarea pentru ambulanțe de la clinica medicală care urma să-l primească pe deținut. A fost nevoie de o singură clipă de neatenție ca acesta să scape din mașină și să fugă. Totul a avut loc în mijlocul zilei, în jurul orelor 15. Chiar dacă este o zonă intens traficată și plină de camere de supraveghere, bărbatul a dispărut rapid, fără urmă. Era un deținut bolnav, trimis la o policlinică în sectorul 2 pentru efectuarea unor analize medicale. Acolo este vorba despre o planificare proastă a escortei. Acolo trebuiau să fie minim 4 agenți cu experiență, având în vedere că deținutul era clasificat în regim de maximă siguranță. În ambulanță erau 3 deținuți însoțiți de 3 polițiști de penitenciare, dintre care unul era șoferul. 2 deținuți au fost escortați în clinică de 2 polițiști, iar Meza Roșu Zombor a rămas singur în mașină cu șoferul. Deținutul a fost condamnat pentru omor și din acest motiv este considerat periculos, așa că polițiștii au organizat mai multe filtre în oraș pentru a-l căuta. Ei opresc șoferii pe care îi identifică alături de pasageri și dacă este nevoie pot căuta chiar și în mașinile oamenilor. Bărbatul a fost condamnat în anul 2017 la 18 ani de închisoare pentru omor, după ce i-a luat viața amantei sale, o femeie de cetățenie germană. A omorât-o în bătaie, iar după i-a lăsat cadavrul în portbagajul unei mașini înregistrate chiar cu numele ei. Un fost șef de poliție din județul Iași a fost reținut seara trecută după ce a condus beat la volan și a produs un accident rutier. El a pierdut direcția de mers și a lovit o mașină parcată. Nu a oprit, a mers mai departe, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cu intrat în tine? În care mașină nu a intrat? Cum, domnule, să faci la ceva? Nu ții rușine la obraz? Bă, oameni buni, mă... Colega mea, Daria Diaconiuc, ne spune cum s-a întâmplat totul. Daria, bună ziua! Te ascultăm!
Bun găsit! După ce a lovit o mașină parcată în localitatea Scobinți din județul Iași, un fost șef al poliției din acest județ și-a continuat drumul fără ezitare. El a fost oprit de oamenii legii în trafic și a fost condus la sediul poliției, unde a fost testat alcoolscopic. Nu mare le-a fost mirarea polițiștilor când rezultatul pentru alcoolemie a fost de 0,65 mg per litru alcool pur în aerul expirat. La puțin timp a fost transportat la unitate sanitară în vederea recoltării de probe biologice. Acum, pe numele fostului om al legii, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Mulțumesc, Daria. Doi tineri au jefuit un bărbat de 91 de ani din Dol și ei s-au oferit să-l ducă acasă după ce au văzut că are mai mulți bani asupra sa. Au oprit mașina pe câmp, l-au bătut și au furat banii. Ce s-a întâmplat cu ei și pe ce sumă au pus mâna, vă spun imediat în jurnal. Pentru prima dată de la tragicul accident de la 2 mai, Vlad Pascu a oferit un interviu. Tânărul care a ucis doi studenți după ce s-a urcat băut și drogat la volan regretă ce a făcut și spune că ar vrea să dea timpul înapoi. Interviul a fost dat din penitenciar prin apel audio, iar acum avocații familiilor îndurerate cer o anchetă legată de modul în care Pascu a avut acces la telefon. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Eu știu cine sunt eu și știu că tot ce se televizează și așa nu e, îmi arată decât partea neagră a mea, nu arată nimic. Sunt vorbele tânărului de 20 de ani, care în urmă cu aproape 9 luni a curmat viața a doi studenți de vârsta lui în stațiunea 2 mai. Asta după ce s-a urcat la volan băut și drogat. I-a lovit mortal pe cei doi tineri, după care a fugit de la locul accidentului. Că ar fi ca să dai înapoi timpul. Ce ai face? Aș porni pe o altă cale cu totul și mi-aș face o altă viață în sensul care ce-am făcut până acum. Pentru că știu că am făcut greșit și am pierdut niște timp. S-a întâmplat și tragedia asta cu acest oameni care nu a pus să se mai întoarcă în momentul de față. Aș da orice ca să pot să dau timpul înapoi, să pot să fac lucrurile cu totul diferit. Autorul interviului este Marian Ceaușescu, un personaj cunoscut pentru modul în care îi critică pe cei suspectați de diverse infracțiuni. În septembrie, când Vlad Pascu era adus la audieri, Ceaușescu nu a fost deloc blând cu tânărul. Bă, drogatule, bă! Ai distrus viețile oamenilor, mă! Din cauza drogurilor, mai copilule, bă! Ca să știți că suferă, dar este prea târziu. Știi, ca să suferi după ce ai făcut ce ai făcut, îi pare rău, într-adevăr. După voce și acele răspunsurile lui, nu au acel oftat de teamă, au un oftat de repercursiunile viitorului lui. Am o grămadă de remușcări. Ai aceste emușcări pentru acea zi? Normal. Mărturiile tânărului au fost făcute prin intermediul tatălui. Pe el l-a sunat din penitenciar de pe un telefon fix. Cel puțin, așa spune el. Ei au considerat că este o ucidere din culpă. Acel rechizitoriu făcut imediat atunci, da, îl consider cel mai imparțial. Atunci mă consider o acuzare, da, făcută de persoane care, din păcate, nu gândesc atât de profund și o fac la repezeală. Credeți că dacă ar lua o pedeapsă pe viață sau foarte mare, da, ar reuși să împace acei părinți? Tatălui Vlad Pascu este și el inculpat. Nu în același dosar cu fiul, dar trebuie să apară în fața instanței sub acuzațiile de trafic de droguri, determinarea unei persoane să dea declarații mincinoase sau să nu prezinte probe și punerea la dispoziție a locuinței pentru consum de stupefiante. În contextul în care știm foarte bine că în penitenciare nu este permis accesul cu dispozitive de înregistrare și mai ales nu poate să
discute în mod liber de pe un asemenea dispozitiv. Trebuie verificat și modul în care a fost făcută acea înregistrare. Orice fel de element de genul acesta nu face nimic altceva decât să îi profite, bineînțeles, lui Vlad Pascu, ca în cele din urmă instanța de judecată să aibă în vedere că el cumva încearcă să se corijeze. Vlad Pascu este acuzat de omor din culpă, iar pe 18 aprilie, la următorul termen, instanța ar trebui să dea și sentința. Un echipaj de pompieri aflat în misiune a fost la un pas de tragedie după ce a trecut peste o cale ferată în timp ce venea trenul. Mecanicul trenului a acționat frâna de urgență și astfel coliziunea a fost evitată. Ai nebuni, spăsă! Hai de capul meu, ăștia-s nebuni! Șoferul autospecialei este acum cercetat disciplinar. Colega mea, Oana Spiru, vine cu mai multe amănunte. Oana, bună ziua, ce informații ai? Bun găsit! Tragedia a fost evitată în ultimul moment datorită reacției conducătorului trenului. Potrivit ISU Cluj, marți, în jurul orei 11:20, pompierii din cadrul detașamentului Turda au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casă la Câmpia Turzii. Dispeceratul a trimis două autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autoscară și un echipaj smurd. Forțele s-au deplasat pe două trasee diferite, unul dintre acestea fiind peste trecerea la nivel cu calea ferată. Acela a fost și momentul în care autospeciala era să fie lovită de tren. ISU Cluj a declanșat cercetarea disciplinară a șoferului care a pus în pericol viața pompierilor din autospeciala pe care o conducea. A fost dispusă înlocuirea din serviciu a conducătorului auto. Mai mult, acesta va fi supus unei evaluări psihologice. Cu mai multe detalii revenim la Focus 18. Mulțumesc, Ana. Un român de 45 de ani este una dintre victimele exploziei produse marți la o centrală hidroelectrică din Bologna, Italia. Deflagrația a ucis alți doi oameni, iar trei persoane sunt date dispărute. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că românul era rezident în Seti Motorineze. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Reprezentanții consulatului au contactat în regim de urgență autoritățile competente italiene în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la cetățenia și identitatea victimelor, precum și date referitoare la starea de sănătate a persoanelor rănite. Potrivit informațiilor preliminare furnizate consulului român, autoritățile italiene au confirmat decesul unui cetățean român în urma acestui incident. Din câte se știe până în acest moment, catastrofa a fost provocată de explozia unei turbine din subteran a centralei Enel Green Power, unde se executau lucrări de întreținere. Deflagrația, care s-a produs la 40 de metri adâncime, a provocat prăbușirea și inundarea etajelor inferioare. Compania a declarat că a evacuat muncitorii de pe șantierul de la Bargi și că se coordonează cu salvatorii de la pompieri. Trovati tre salme e sono quattro dispezze. Adesso il momento della ricerca. Poi sarà il momento di capire quello che è successo. Per adesso l'impegno è massimo, come vedete, vigili del fuoco, ASL, ispettorato del lavoro, carabinieri, guardie di finanza, ci siamo tutti per cercare di... Serviciile de urgență, pompierii și ambulanțele au sosit imediat la fața locului și au găsit trei persoane decedate. Victimele sunt un consultant și doi muncitori de la companii externe. Cinci lucrători au fost grav răniți și au fost transportați la spitalele Sant'Orsola din Bologna, Parma și Cesena. La speranza dei soccorritori è sempre di trovare persone in vita, lo scenario, quello che vediamo oggettivamente non ci fa molto credere a questa ipotesi, però ripeto, come siamo abituati anche ai miracoli, e su questo insomma ci concentriamo, ma non siamo molto ottimisti in questo senso. Compania Enel, care operează centrala, dă asigurări că structura barajului de acumulare nu a fost afectată. Producția de energie a fost oprită, dar fără impact pentru alimentarea locală sau națională, după cum susține operatorul. Un bătrân în vârstă de 91 de ani din Dolj a rămas fără 25.000 de lei după ce doi tineri l-au jefuit. Omul a retras banii de la o agenție bancară din municipiul Băilești. Hoții l-au acostat cu propunerea de a-l duce acasă într-o localitate apropiată, iar pe drum au tăbărât pe el. L-au bătut, i-au furat toți banii și l-au abandonat pe un câmp. Într-un final, agresorii au fost prinși și reținuți.
Bătrânul locuiește în localitatea Gălicea Mare din Dolj. S-a dus într-o agenție bancară din Băilești și a retras toate economiile. Avea de gând să folosească banii pentru probleme medicale, însă nu a mai apucat. Hoții, doi tineri de 18 și 30 de ani, care l-au luat la ocazie, l-au lăsat fără niciun leu. Un câmp m-a lăsat să nesemărăcim. Nesemărăcim, doamnă. Doamnă, că m-a rupit. Mi-a dat și mi-a luat pașii. După ce i-au furat banii, hoții l-au abandonat pe câmp, într-o zonă pustie. Omul a strigat după ajutor și a mers pe marginea drumului în speranța că cineva îl va auzi. Din fericire, un cunoscut a trecut cu mașina prin zonă și l-a dus pe om direct la poliție. Am avut încredere. Nu credeam să se zic. Soția bărbatului a aflat târziu de cele petrecute. Bărbatul nu a vrut să o sperie. E greu, pătrânem în 2, în 91 de ani, în 87, înainte. Localnicii din comună sunt panicați de cele petrecute și le e teamă să mai meargă cu mașină de ocazie. Poate să fie pe asemenea mine în casă. Ce și îl fie pe cineva cu el dacă știa că face plecă cu una. Acum, asta e. Hoții au fost prinși în scurt timp și au fost reținuți. Din fericire, prejudiciul a fost recuperat în totalitate. A fost constituit un colectiv de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Băilești și secției numărul 6 Poliție Rurală Giubega, care au desfășurat cu celeritate activități investigativ-operative pentru stabilirea situației de fapt. Tâlharii ar putea petrece ani grei după gratii pentru fapta comisă. Câte 600 de metri de autostrăzi și drumuri rapide ar trebui inaugurați în fiecare zi pentru ca guvernanții să reușească să-și respecte promisiunea. Ne-au zis că până la finalul anului vom circula pe 250 de kilometri noi, dar cu cei 19 inaugurați săptămâna trecută, abia am ajuns la 100. Iar la orizont se întrevede doar un ciot de 9 kilometri pe A0 și multe întârzieri pe autostrada care leagă capitala de Moldova. După ce inițial a promis 100 de kilometri de drumuri rapide până la finalul anului trecut, în decembrie, ministrul transporturilor supralicita la 250 de kilometri pe care să se circule în 2023 și 2024. Până la sfârșitul anului viitor trebuie să dăm în circulație, și mă țin de această țintă, 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Cu mai puțin de 9 luni înainte de data limită, din cei 250 de kilometri promiși, se circulă doar pe 100. Practic, în cele 266 de zile rămase din acest an, trebuie construiți 150 de kilometri, adică aproape 600 de metri în fiecare zi. Până acum, anul acesta a fost inaugurat un singur segment de 19 kilometri pe drumul expres 16, care asigură legătura între Oradea și autostrada Transilvania. Este primul drum din România care de mare viteză, care dispune de iluminat public integral. Luna aceasta vor mai fi inaugurați 9 km din A0, dar pentru a fi aproape de obiectivul declarat de ministru, este nevoie de mulți kilometri deschiși pe A7. După ce Asociația Pro Infrastructura a filmat din aer toți cei 319 km, previziunile sunt mai degrabă pesimiste. Avem pe primele 5 loturi, de la Pașcani până la nord de Focșani, sunt undeva la sub 10%, mult sub 10%. Asta înseamnă că întârzierile care trebuie recuperate sunt, în practică vorbind, realist vorbind, imposibil de atins. 4 din cele 13 loturi în care a fost împărțită autostrada A7 au termen de finalizare anul acesta. Chiar dacă situația din teren arată întârzieri mari, ministrul transporturilor rămâne de un optimism incurabil și vede circulabil cel puțin 25% din autostradă. Eu vă anunț că eu cred că jumătate din acestea, de 6 jumate, vor fi date în trafic anul acesta. Nu stăm să dăm în circulație loturi întregi. Dacă sunt finalizate de la o descărcare la alta, cât se poate da drumul în circulație, să putem să dăm drumul în circulație. Pe 10 din 13 loturi lucrează un singur constructor, iar Pro Infrastructura crede că acest lucru va afecta capacitatea acestuia de lucru.
este bine, bine aici, pe șantier, între Buzău și Focșani. Și cu toată mobilizarea exemplară de pe acest proiect, în detrimentul altor șantiere, oricine poate să vadă că nu vom avea inaugurați pe Buzău-Focșani 80 de kilometri în acest an. Autostrada A7 este finanțată prin PNRR și trebuie terminată până în 2026 pentru ca statul să nu piardă finanțarea. Nu stă mai bine nici în ceea ce privește infrastructura feroviară. Într-o lună de zile, pe segmentul Brașov-Sighișoara, din cei 7 kilometri care trebuie săpați în munte, au fost executați doar 50 de metri, adică puțin peste 1,5 metri pe zi. Jurnaliștii campaniei Turul României sunt săptămâna aceasta în nordul țării, în județul Maramureș. Acolo se construiește podul care unește țara noastră cu Ucraina, peste râul Tisa. Proiectul presupune ridicarea două poduri paralele cu o distanță de 3 metri între ele. Tot în Maramureș, la Sighetul Marmației, autoritățile au în plan înființarea unui nou punct de frontieră. Acesta va face legătura cu Ucraina și va respecta toate standardele Schengen. Podul peste râul Tisa e cel mai important proiect din Maramureș, iar lucrările vor însemna deschiderea celui mai mare șantier din ultimii 30 de ani din zonă. Investiția e de peste 40 de milioane de euro, iar podul va aduce după sine și oportunități uriașe pentru comerț, dar și pentru locuitorii din zonă. Acesta ar trebui să creeze și noi locuri de muncă. În acest moment nu avem o conexiune comercială cu Ucraina în Maramureș și este prima conexiune comercială cele pe care o vom deschide. Podul de la Sighet va avea o lungime de 260 de metri și câte două benzi de circulație pentru fiecare sens de mers. Proiectul la care suntem astăzi prezent a început anul trecut, în luna iulie, și termenul de finalizare este pentru luna februarie anului 2025. Ne străduim și depunem eforturi mereu ca să reducem acest timp, ca în toamna anului 2024 să putem avea o lucrare finalizată. Ideea realizării acestui pod rezistent care să lege cele două țări și să contribuie la dezvoltarea economică a zonei nu e neapărat nouă. Organizarea și punerea în practică însă au necesitat timp. Sigur că durează toată procedura aceasta birocratică, mai ales când vorbim de investițiile pe malul ucrainean. Știm că acolo avem de parcurs chestiuni birocratice suplimentare, dar sunt chestiuni pe care le armonizăm. Mă bucur că după 30 de ani, în sfârșit, avem un proiect serios în Sighetul Marmației. Aveam nevoie de așa ceva. Podul acela care îl avem deja e foarte vechi. După cum am văzut, eu trec pe acolo prin zonă și am înțeles că se va face cu trecere peste drum, deci va fi ocolire. E foarte important. Și să nu uităm de locurile de muncă. În Sighetul Marmației, tineretul suferă de așa ceva. Deci un loc de muncă bun. În 30 de ani, de la Revoluție, chiar nimic nu s-a făcut în Sighetul ăsta. Va fi important, a? Noul pod peste Tisa este plătit din fonduri europene, din banii bugetului Consiliului Județean, dar și al CNAIR. Este cel mai mare proiect pe fonduri europene, pentru că unde putem vedea investițiile europene decât în infrastructură, în reabilitarea clădirilor, până la urmă în nivelul de trai al oamenilor. Realizarea podului peste Tisa și centura ocolitoare a Sighetului reprezintă cea mai mare investiție din fonduri europene de care va beneficia în primul rând orășelul nostru, pentru că Sighetul, care este un oraș de graniță, cu investiția privind realizarea podului peste Tisa și centura ocolitoare a Sighetului, va deveni un punct de reper pe harta României. Podul compus din cele două pasarele va fluidiza și va crește siguranța traficului. Atacul de zilele trecute cu drone de la Zaporojia a crescut riscul unui accident nuclear major, este anunțul făcut de Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Centrala nucleară, cea mai mare din Europa, se află lângă linia frontului și la puțin peste 1000 de kilometri față de țara noastră. Totodată, autoritățile din Rusia au publicat imagini cu locul atacului de la centrală. Centrala nucleară de la Zaporojie este urmărită îndeaproape. Situația de acolo s-a stabilizat, dar a fost un șoc puternic, a anunțat Mariano Grossi, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, aflat în vizită la București. Because this is obviously an issue that puts international peace and security at risk.
situation at the moment is stabilized, but of course it has been a big shock. There could have been more consequences. We are still evaluating what happened and hoping this won't be repeated. Well, yesterday we were quite close. You know that my objective is to avoid another accident. Centrala de la Zaporojie este cea mai mare din Europa și se află foarte aproape de linia frontului. Rusia ocupa centrala de la Zaporojie la scurt timp după invazia Ucrainei din 2022. De-a lungul timpului au avut loc mai multe atacuri în apropierea centralei, lucru care a dus uneori la căderea liniilor electrice care ajută la răcirea reactoarelor. Un potențial dezastru nuclear s-ar putea întâmpla oricând dacă Ucraina sau Rusia lovește centrala. Țara noastră se află la 1000 de kilometri distanță. Între timp, Rusia a publicat imagini de la centrală. Acolo se văd resturi de dronă, dar și cupola reactorului numărul 6 avariat. Мы находимся на куполе энергоблока номер 6 Запорожская АЭС, куда сегодня была совершена атака дронов. Мы можем посмотреть место, куда был прилет. Критических разрушений эти налеты не принесли. При этом угроз безопасности на станции тоже не зафиксировано. Прилеты могут свидетельствовать о том, что готовится провокация по отношению к Запорожской станции со стороны ВСУ. Cu toate acestea, compania ucraineană de producere a energiei nucleare acuză Rusia de propagandă și manipulare. Afirmațiile Rusiei cu privire la presupusele atacuri ar fi false. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat. De 3 săptămâni, românii ortodoxi se află în postul Paștelui. Este cel mai lung post din an și cel mai aspru din punct de vedere alimentar. Cu excepția zilelor cu dezlegare la pește, de pe mesele creștinilor ortodoxi lipsesc carnea și orice alt produs de origine animală. În teologia ortodoxă, postul nu este înțeles doar ca abstinență alimentară, ci și ca practică ascetică pentru îndepărtarea de patimi. Eu vă propun astăzi să vedem ce ne aduce din punct de vedere biologic schimbarea regimului alimentar, așa că invitata mea de la această oră este Tania Fântână, nutriționist. Este dietetician care se află în legătură directă cu noi și spun bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Așadar, este postul atât de lung benefic pentru sănătate? Aici ar trebui văzut un pic cine vrea să țină acest post. Dacă sunt ceva restricții din vederea sănătății, bineînțeles că nu este recomandat. Cred că majoritatea celor care țin post au mai ținut și în trecut. De obicei, cine ține post, ține niște ani buni. Și sper eu că de la an la an, sau de la un post la altul, oamenii au învățat totuși să mănânce mai sănătos pentru ei și să nu-și afecteze sănătatea în acest sens. Cum ar trebui să ne hrănim corect în această perioadă? Cu ce să înlocuim carnea, produsele animale și ce să nu ne lipsească din farfurie? Cred că produsele animale nu pot fi cu adevărat înlocuite de toate sursele vegetale care există. Deci cumva ne asumăm un mic dezechilibru în această perioadă, dar având în vedere că sunt doar 40 de zile, totuși pentru o persoană care mânca echilibrat, care mânca sănătos și înainte, nu ar trebui să prezinte mari probleme de sănătate această schimbare. Cred că ar trebui să nu renunțăm la frecvența meselor, la disciplina meselor. Deci dacă înainte persoana respectivă mânca de 2-3 ori pe zi, ar trebui să-și mențină acest orar al meselor, tocmai pentru a nu schimba foarte mult, a nu schimba metabolismul, a nu și cedini metabolismul în această perioadă. Ar trebui să apelăm tot mai puțin la produse cu etichete, la produse ambalate. De obicei postul implică și mai mult gătit în casă și asta ne-ar ajuta să nu cumpărăm foarte multe produse foarte procesate, produse care ne-ar putea aduce și alte substanțe și ingrediente care nu ne fac tocmai bine pe perioadă îndelungată. N-ar putea aduce gătitul în casă, de exemplu, un echilibru și pe parte de aport de calorii. Am putea reduce destul de mult caloriile alegând să mâncăm mâncăruri simple, mâncăruri de bază, mâncăruri românești cu care am fost obișnuiți și noi și bunicii, părinții noștri. Și să încercăm totuși și cantitativ să reglăm acest aport, pentru că se știe foarte bine atunci când ții post, este foarte greu să găsești niște mese sățioase ca mâncarea,
să țină de foame, cel puțin în prima parte a postului, este această foame permanentă și oamenii cu care eu lucrez și care își doresc să mai și slăbească în perioada asta sau să continue procesul pe care l-au început în lunile trecute, regăsesc această foame permanentă de a mânca ceva, de a ronțăi ceva. Primele 7-10 zile sunt cumva cele mai delicate din punctul ăsta de vedere și ne pun de multe ori nervii puțin la încercare. Dar putem stopa această senzație de foame, de pildă, cu un pahar cu apă? Da, pe moment da. Apa ne ajută foarte, foarte bine să ne hidratăm. De multe ori, când renunțăm la proteinele animale, la sursele alimentare animale, este această, resimțim o anumită oboseală în organism. De multe ori, consecința deshidratării este oboseală și atunci, având o hidratare bună, în apă, destul, într-o cantitate care să ne ajute să ne sature, de multe ori înlăturăm și oboseala și senzația de foame pe care noi am putea o confunda cu cea de oboseală. Putem să vorbim și de riscuri pentru sănătate atunci când vorbim de post ca cel din această perioadă? Sigur, persoanele care au probleme cu glicemia, care au diabet, ar putea să fie cele mai afectate din punct de vedere al sănătății, pentru că dieta de post este o dietă bazată pe glucide, pe carbohidrați. Cam orice ai alege, sigur că poți face și alegeri mai bune pentru tine, dar preponderența carbohidraților în dietă pentru persoanele probleme de glicemie ar putea să prezinte probleme de sănătate și ar fi bine să țină un pic și glicemia sub control și relația poate cu medicul diabetolog să fie una mai strânsă în perioada asta. Sau dacă m-ai ținut în trecut și știu cum se comportă, să aibă grijă și din punctul ăsta de vedere. Cum ar trebui să facem revenirea din post? Pentru că știm că mesele de sărbătoare sunt în general extrem de bogate caloric. Cred că, în primul rând, în timpul opinia acesta, postul Paștelui este unul destul de dur, pentru că are puține dezlegări la pește, dar în toată această perioadă e bine, când sunt aceste dezlegări, să se aducă aportul de proteină din pește la aproape toate cele trei mese ale zilei. Revenirea, sigur, este bine să facă treptat. Chiar dacă ne-a fost poftă de anumite alimente toată această perioadă, dacă le vom introduce pe toate brusc și dacă vom alege și surse mai grase, pentru că proteinele și sursele animale au de obicei un conținut de grăsime ridicat și atunci ele tind să pice un pic greu. După o perioadă în care ai evitat aceste alimente și digestia ta a fost una mai ușoară, reintroducerea lor destul de agresivă ne poate da probleme de disconfort abdominal, de digestie înceată și bineînțeles că nu vom avea acea stare de bine, deși vom fi mulțumiți că ne-am făcut poftele care ne lipsiseră. Există în ultimii ani moda postului intermitent. Este acest post bun pentru organism? Există și riscuri pentru persoanele care urmează acest sistem? Cred că deja este un subiect care ușor se perimează. În practic am întâlnit destule persoane care au ținut această dietă, pentru că ea a fost la modă anul trecut. Cei care au ținut ca să slăbească au observat că nu i-a ajutat prea mult sau i-a ajutat la început, dar pe urmă nu a fost tocmai cea mai bună metodă pentru ei. Încearcă să revină la un program de mese mai adecvat, să spunem, unui om matur care muncește și care desfășoară muncă intelectuală zi de zi. Din ce am observat, persoanele care au probleme cu metabolismul, dacă nu au un metabolism activ, nu au avut de câștigat prin prisma acestei schimbări. La fel, cele care au o relație nu tocmai prietenoasă cu mâncarea, mă refer aici la tulburările de alimentație,
și nu și-au rezolvat aceste probleme. Cred că este deja o dietă care nu mai pare așa de interesantă sau care nu mai pare că ne rezolvă toate problemele. Dar bineînțeles că metoda de a lua o pauză alimentară, de a face o fereastră metabolică, de a nu mânca 12-16 ore, poate să fie benefică organismului, dar trebuie adaptat fiecare persoană în parte și nu ce funcționează pentru o persoană este valabil pentru restul. Totuși, ce ar trebui să luăm în calcul atunci când luăm decizia să urmăm o dietă? Există metode, alimente minune? Care sunt, în opinia dumneavoastră, regulile de aur pentru o dietă de succes? Cred că, în primul rând, ar trebui să ne gândim ca această dietă să fie ultima pe care noi o ținem. Oamenii care apelează la mine de obicei au încercat cam toate dietele care se puteau încerca. Sunt profesioniștii de meserie și după toate alimentele minune pe care le-au mâncat sau nu le-au mâncat, după toate regulile la modă, se decid ca în sfârșit să rezolve pentru totdeauna problema kilogramelor în plus și își dau seama că în cele din urmă e vorba de nu atât de o dietă pe care o țin o perioadă limitată, ci de niște schimbări pe care aleg să le facă în relația cu mâncarea, în ceea ce privește cantitatea, organizarea meselor astfel încât să nu mai mănânce cea mai mare parte a meselor spre seară, ci să le mănânce pe parcursul zilei, aleg să se și miște, cumva dieta nu se mai referă doar la ce mănânc și ce nu mănânc, ci și la cât mă mișc și cât de sedentar sunt. Se referă la calitatea și cantitatea somnului. Cumva dieta înseamnă astăzi, sau o dietă de succes, să zic așa, înseamnă mai mulți factori pe care tu i-ai în vedere. Înseamnă, în primul rând, un orizont de timp îndelungat pe toată viața pe care ți-l asumi și alegi să-l iei. Și mai înseamnă și faptul că accepți la un moment dat în viață că este posibil să nu-ți atingi la 40 de ani greutatea pe care ai avut-o la 20 sau la, eu știu, când erai în facultate. Adică devenim cumva mai realiști și ne dăm seama că este foarte important să ne și acceptăm corpul, kilogramele, forma corpului, obiceiurile alimentare venite din copilărie. Este important să ne gândim că avem de făcut foarte multe lucruri cu nervii noștri, cu banii noștri, mai mult decât să ținem o dietă sau încă o dietă sau să sărim dintr-o dietă în alta. Deci cumva abordarea aceasta pe termen lung, rațională, cu blândețe, fără focus-pocus, alimente minune, diete renumite și așa mai departe, are cel mai mare succes și e un lucru care te lasă să mai poți face și altceva cu gândurile tale, cu viața ta, decât să mai ții încă o dietă. S-a tot vorbit despre medicamentele care ne ajută să slăbim. Există și acele medicamente care sunt folosite în mod normal pentru tratarea unor boli, precum diabetul. În ce măsură sunt acestea benefice sau ne ajută să atingem scopul pentru care le luăm? S-a dovedit că nu... Timpul a dovedit că nu sunt benefice pentru noi. Este foarte ușor să vinzi unui om o iluzie, unui om care s-a chinuit cu kilogramele sale, care are eventual ceva probleme de sănătate, să-i vinzi ceva foarte ușor. Noi cu toții, deși suntem oameni inteligenți și încercăm să fim raționali, totuși rămânem cumva atrași de posibilitatea asta de a rezolva rapid ceva ce niște ani de zile nu am reușit. Piața slăbitului este printre cele mai profitabile și undeva mii de miliarde pe an. Deci e foarte greu să nu se
vine din când în când cu astfel de soluții minune, dar ele nu funcționează, sunt bani aruncați, iluzii aruncate pe fereastră și cred că putem să reușim de la noi mult mai mult de atât. Există și riscuri atunci când luăm astfel de medicamente, mai ales dacă nu suntem sub supravegherea unui medic sau la indicațiile, dacă nu le luăm la indicațiile unui medic? Sigur că da. Există riscuri pentru sănătate. Cu toții, cred că primim tot felul de vești alarmante despre persoane tot mai tinere care au probleme de sănătate și probleme grave de sănătate. Chiar dacă ne verificăm starea de sănătate din când în când, cred că nimeni nu poate să fie foarte, foarte sigur că nu are absolut nimic, nu are nicio tendință pentru vreo boală, eu știu, moștenită din familie sau vreo boală la care, na, către care cu toții tindem în lumea asta stresată, poluată și nu tocmai prietenoasă pentru sănătatea noastră fizică și mai ales mentală. Tania Fântână, mulțumim pentru prezență și pentru toate aceste sfaturi și precizări. A fost o seară de vis în UEFA Champions League. S-au marcat 10 goluri pe care le vedeți imediat la Focus Sport. După o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Un elev de clasa 7-a din Brașov și-a amenințat profesoara că va face publice poze indecente cu fica cadrului didactic dacă nu-i va mări nota. Profesoara a mers direct la poliție și a fost deschis un dosar penal. Colega mea, Amalia Chiriță, ni se alătură cu informații despre acest subiect. Amalia, bună ziua! Ce s-a întâmplat cu elevul? Bun găsit, Livia. Elevul învăța la liceul cu program sportiv din Brașov și este cunoscut ca fiind un copil problemă. De mai multe ori a deranjat orele și a avut un comportament neadecvat. Din această cauză i s-a scăzut nota la purtare și a fost monitorizat de profesori mai multe luni, însă comportamentul lui nu s-a îmbunătățit. În timpul unei ore și-a amenințat profesoara de istorie, elevul i-a spus că dacă nu îi mărește nota la disciplina pe care o predă, va publica pe rețelele sociale poze indecente cu fica cadrului didactic. Profesoara a anunțat conducerea școlii și a mers și la poliție. Cazul a ajuns și în atenția inspectoratului școlar județean Brașov. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, elevul șantajist și fica profesoarei au fost transferați la școli diferite. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru amenințare și continuă cercetările. Livia? Mulțumesc, Amalia. Criminalul de la penitenciarul Rahova, care a evadat ieri de sub escortă în timp ce era dus la un control medical, a fost prins. El a fost capturat de polițiștii din Oradea. Fusese dat în urmărire națională și în consemn la frontieră. Bărbatul executa o pedeapsă de 18 ani de închisoare pentru omor. Colegul meu, Ovidiu Vărădeanu, vine cu detalii. Ovidiu, bună ziua! Cum a fost prins bărbatul? Bun găsit, 12 ore, atât a stat în libertate criminalul evadat de sub escorta polițiștilor din București. Deocamdată nu se știe ce a făcut după ce a fugit și cum a ajuns din capitală până la Oradea. Polițiștii urmează să stabilească în urma anchetei traseul pe care l-a avut deținutul. Cert este că în această dimineață, puțin înainte de ora 5, meza roșie a fost observat de un orădean pe o stradă din oraș. Bărbatul l-a recunoscut pe baza semnalmentelor comunicate în mass media și a sunat la 112. Imediat o echipă a poliției Oradea împreună cu luptătorii de la Serviciul de Acțiuni Speciale au mers spre zona în care fusese anunțată prezența evadatului și l-au ridicat de pe o stradă. Oamenii legii spun că fugarul nu a opus rezistență. A fost imediat încătușat și dus la sediul IPJ Bihor pentru audieri, iar în cursul acestei zile a fost transferat la penitenciarul Oradea. Surse din rândul anchetatorilor susțin că meza roșu vroia să treacă ilegal frontiera în Ungaria. În zilele următoare va fi dus înapoi la Rahova, unde are de executat 18 ani pentru omor. Gata, vreți să deschideți facerea. Mai multe echipaje de poliție au fost mobilizate în oraș pentru a-l căuta pe Mezaroș Zombor.
Deținutul a ajuns aici pe strada Ritmului din capitală cu ambulanța penitenciarului Rahova. Mașina a oprit chiar aici la intrarea pentru ambulanțe de la clinica medicală care urma să-l primească pe deținut. A fost nevoie de o singură clipă de neatenție ca acesta să scape din mașină și să fugă. Totul a avut loc în mijlocul zilei, în jurul orelor 15. Chiar dacă este o zonă intens traficată și plină de camere de supraveghere, bărbatul a dispărut rapid, fără urmă. Era un deținut bolnav, trimis la o policlinică în sectorul 2 pentru efectuarea unor analize medicale. Acolo este vorba despre o planificare proastă a escortei. Acolo trebuiau să fie minim 4 agenți cu experiență, având în vedere că deținutul era clasificat în regim de maximă siguranță. În ambulanță erau 3 deținuți însoțiți de 3 polițiști de penitenciare, dintre care unul era șoferul. 2 deținuți au fost escortați în clinică de 2 polițiști, iar Mesaros Zombor a rămas singur în mașină cu șoferul. Deținutul a fost condamnat pentru omor și din acest motiv este considerat periculos, așa că polițiștii au organizat mai multe filtre în oraș pentru a-l căuta. Ei opresc șoferii pe care îi identifică alături de pasageri și dacă este nevoie pot căuta chiar și în mașinile oamenilor. Bărbatul a fost condamnat în anul 2017 la 18 ani de închisoare pentru omor după ce i-a luat viața amantei sale, o femeie de cetățenie germană. A omorât-o în bătaie, iar după i-a lăsat cadavrul în portbagajul unei mașini înregistrate chiar cu numele ei. 4 oameni au ajuns la spital la Iași cu mai multe traumatisme după un accident în care au fost implicate o mașină și un autobuz al companiei de transport public. Martorii spun că șoferul mașinii ar fi încercat să-i taie calea autobuzului. În urma impactului, autobuzul s-a lovit de un stâlp de electricitate și 5 dintre pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale. 4 dintre ei au fost ulterior transportați la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Un român de 45 de ani este una dintre victimele exploziei produse marți la o centrală hidroelectrică din Bologna, Italia. Deflagrația a ucis alți 2 oameni, iar 3 persoane sunt date dispărute. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că românul era rezident în Seti Motorineze. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Reprezentanții consulatului au contactat în regim de urgență autoritățile competente italiene în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la cetățenia și identitatea victimelor, precum și date referitoare la starea de sănătate a persoanelor rănite. Potrivit informațiilor preliminare furnizate consulului român, autoritățile italiene au confirmat decesul unui cetățean român în urma acestui incident. Din câte se știe până în acest moment, catastrofa a fost provocată de explozia unei turbine din subteran a centralei Enel Green Power, unde se executau lucrări de întreținere. Deflagrația, care s-a produs la 40 de metri adâncime, a provocat prăbușirea și inundarea etajelor inferioare. Compania a declarat că a evacuat muncitorii de pe șantierul de la Bargi și că se coordonează cu salvatorii de la pompieri. Trovati tre salme e sono quattro gli spezzi. Adesso il momento della ricerca. Poi sarà il momento di capire quello che è successo. Adesso l'impegno è massimo, come vedete, vigili del fuoco, ASL, ispettorato del lavoro, carabinieri, guardie di finanza, ci siamo tutti per cercare di... Serviciile de urgență, pompierii și ambulanțele au sosit imediat la fața locului și au găsit 3 persoane decedate. Victimele sunt un consultant și 2 muncitori de la companii externe. 5 lucrători au fost grav răniți și au fost transportați la spitalele Sant'Orsola din Bologna, Parma și Cesena. La speranza dei soccorritori è sempre quella di trovare persone in vita, lo scenario, quello che vediamo oggettivamente non ci fa molto credere a questa ipotesi, però ripeto, come siamo abituati anche ai miracoli, su questo insomma ci concentriamo, ma non siamo molto ottimisti in questo senso. Compania Enel, care operează centrala, dă asigurări că structura barajului de acumulare nu a fost afectată. Producția de energie a fost oprită, dar fără impact pentru alimentarea locală sau națională, după cum susține operatorul. O mașină de poliție care avea semnalele luminoase aprinse a fost lovită din spate de un tramvai. Polițiștii erau în misiune cu o mașină nouă, recent intrată în dotarea oamenilor legi. A intrat tramvaiul în el, mă, fiată.
Din fericire au fost doar pagube materiale și nu a fost nevoie de intervenția medicilor. Agentul aflat la volan, cât și vatmanița, au fost testați cu aparatul etilotest, ambele rezultate fiind negative. Potrivit oamenilor legii, accidentul s-a produs din cauza neatenției vatmaniței. Ea a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 990 de lei. Gardienii penitenciarului Poarta Albă au protestat din nou. Ei cer guvernului să-și respecte promisiunea făcută în urmă cu 7 ani și să le mărească salariile. Mai mult solicită ca orele suplimentare să le fie plătite, iar posturile pentru locurile vacante să fie deblocate. Vine cu detalii colegul meu Viorel Matei. Viorel, bună ziua, ce informații ai? Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit tuturor! Este prima dată când angajații penitenciarului de la Poarta Albă protestează atât de zgomotos. Ei doresc aplicarea unei legi pe care guvernul a dat-o în 2017 de majorarea salariilor tuturor bugetarilor. Acea lege din 2017 avea o chichiță. Instituțiile bugetare urmau să mărească salariile angajaților gradual fiecare când are bani, dar până în 2022, nu mai târziu. De la termenul limită, 2022, au trecut 2 ani și gardienii din penitenciar spun că nici măcar acum salariile lor nu au fost recalculate conform acelei legi. Oamenii se plâng că nu sunt atractive posturile pe care lucrează ei, nu vine nimeni să se angajeze. Au deficit de 700 de oameni la penitenciarul Poarta Albă și din această cauză ei sunt nevoiți să facă ore suplimentare. S-au adunat foarte multe ore suplimentare și nu au fost plătite nici acestea până acum. În plus, acuză și faptul că parcul auto este uzat, mașinile sunt vechi și cu greu mai obțin ITP-ul în ziua de azi. Sunt foarte multe revendicări. Gardienii amenință că vor continua protestele și în apropierea sărbătorilor pascale și apoi se vor muta la guvern în capitală. Atât deocamdată, acum, însă cu mai multe detalii, informații și imagini, revenim în jurnal la ora 18. Mulțumesc, Viorel. Capitala va avea un nou centru de diagnostic, tratament și cercetare a tuberculozei. Va fi construit în curtea Spitalului Marius Nasta din București. Colega mea, Ana Maria Maxim, este acolo și vine cu detalii. Ana, bună ziua! Cât vor dura lucrările? Bună ziua, bun găsit tuturor! Aproximativ 3 luni va dura demolarea pavilionului Zerlendi. Lucrările au început astăzi, în jurul orei 12:30. Așa cum vedeți, por și o mască, pentru că aici este foarte mult praf. Să începem puțin cu istoria acestui loc, acestui spital vechi de 130 de ani, care face parte din Institutul Marius Nasta și care și-a închis porțile în anul 2020 pentru că nu mai putea primi pacienți, circuitele nu mai erau sigure. Acest spital a fost donat statului român în urmă cu 130 de ani de boierul Zerlendi. La început a fost un orfelinat, însă apoi a intrat în posesia Societății Române de Pneumologie, iar aici a funcționat un spital pentru TBC și pentru alte boli pulmonare. Și va funcționa, iată, un nou spital pentru aceste patologii. Autoritățile speră că noul spital va fi gata în 2 ani. Va fi construit integral acest spital cu fonduri europene. Este primul spital de boli pulmonare din România construit din fonduri europene. Va avea 115 paturi și spunea managerul spitalului Nasta, Beatrice Mahler, că este un moment necesar pentru pacienții de tuberculoză sau alte boli pulmonare care vor avea parte aici de circuite și condiții adecvate. Noua clădire atunci când va fi gata, așa cum speră autoritățile, în 2 ani. Veți vedea mai multe despre istoria acestui loc, dar și despre cum va arăta noul spital diseară la ora 18 la Focus într-un reportaj special. Mulțumesc, Ana. Păcănelele au fost interzise în localitățile care au o populație mai mică de 15.000 de locuitori. Pentru deschiderea unei săli, operatorii de jocuri de noroc vor avea nevoie de o adeverință de la primărie, în care trebuie menționată perioada în care se va desfășura activitatea. 243 de deputați au votat pentru și 4 s-au abținut, iar acum legea va ajunge pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Că în peste 90% din localitățile din România nu se va mai putea desfășura acest tip de activitate, vor dispărea păcănelele, jocurile de noroc. Această lege va intra în vigoare 10 zile de la publicarea monitorului oficial, adică până la finalul lunii aprilie. În Parlament, la diferite comisii, mai sunt și alte proiecte împotriva industriei păcănelelor, printre ele și cele prin care se interzice amplasarea lor la o distanță mai mică de 300 de metri față de unitățile de învățământ și locurile de joacă.
Nicoleta, Ioana, David, Matei sunt doar câteva nume de copii care au fost salvați de Asociația Blond din ultimii 4 ani. Ca ei mai sunt alte sute de copii care au primit la naștere o șansă de supraviețuire de 5%. Medicii le-au spus părinților că nu pot fi tratați în țară și că au nevoie de o intervenție medicală în străinătate. Costurile sunt de obicei de ordinul zecilor de mii de euro, iar transportul este un mare impediment. Mulți părinți credeau că doar o minune le va salva copiii. Adriana Crăciun este unul dintre părinții care s-a confruntat cu vestea oribilă că propriul ei copil, proaspăt născut, suferă de o boală extrem de rară, ganglion neuroblastom toracal. Eram cu fetița în spital de jumătate de an. Ea făcea tratament de chimioterapie, doar că avea nevoie de o operație. Tumora ei nu răspundea cum trebuie la chimioterapie și ce o putea salva era o operație, doar că în țară, din păcate, nu se putea efectua, deoarece cazul ei era destul de grav. Sunt sute de copii care se nasc anual cu boli rare, care necesită intervenții medicale complexe. Disperare și neputință, deoarece eram în plină pandemie și zborurile de linie, din păcate, nu mă puteau duce nicăieri pentru că se anulau de la o zi la alta. Din fericire, Adriana a reușit să intre în contact cu Asociația Blondie, care i-a spus încă din primele momente că o va ajuta. Și așa a și fost. Fata ei a fost urcată în avion, transportată la o clinică din străinătate și operată. Au trecut 3 ani de atunci. Da, au trecut 3 ani. Fetița este bine, trăiește și datorită lor. O poveste fericită, așa cum au mai fost câteva sute și probabil vor mai fi în viitor. Echipele de reporteri Focus au participat la mai multe zboruri ale asociației. Unul dintre ele a avut loc în luna decembrie anului 2021, când 2 copii au mers la Pisa și la Roma, în Italia, pentru a fi tratați. Pe atunci, asociația era la zborul cu numărul 78. Paul, un băiețel de 10 ani, este primul care urcă la bord. Merge la Roma pentru evaluare în vederea transplantului pulmonar. Urmează Anais. S-a născut cu un sindrom rar, care i-a provocat inclusiv o malformație la inimă. Nu poate respira singură, dar o operație în Italia poate schimba totul. Bagă-te cu prima. Asta am făcut de când am început pe 27 martie 2020, în primele zile de pandemie, când pentru prima dată ni s-a cerut ajutorul să facem un zbor medical și să aducem acasă un copil care fusese în Milano operat pe cord și vorbim despre Milano martie 2020. Și am crezut atunci, nici măcar n-am numit zborul numărul 1, pentru că n-am crezut niciodată că va fi eu și un zbor numărul 2 sau 3 și acum suntem la 200. Astăzi, asociația pleacă în cel de-al 200-lea zbor. În doar 4 ani, medicii, voluntarii și copiii ajutați de Blondie au parcurs o distanță de peste 600.000 de kilometri. Este o distanță comparabilă cu zborul în jurul Pământului de mai mult de 15 ori, iar numărul copiilor salvați de la moarte a ajuns aproape la 700. Mulțumesc și celor 2-3 colege din Italia care ne trezim cu ele dimineața la aeroport, la 2 dimineața, la 6 dimineața. Unor n-avem unde să dormim, ne ducem să dormim la un hotel sau dormim prin gară. S-a întâmplat și lucruri de astea, să știți. Lumea nu știe lucrul ăsta, nouă ne place. Ne place un pic aventura, trebuie să recunosc lucrul ăsta. Am dus peste 6 de copii. Mă bucur mult că n-avem niciun deces de-a lungul anilor. Undeva 700 de cazuri au nevoie să plece pe an în afara țării pentru a primi o șansă la viață. Maria a fost unul dintre ei, unul dintre cei aproape 700 de copii pe care îi aveți aici, care am vrut astăzi să-i aducem în fața voastră, pentru că, așa cum spunem noi, sunt nume, nu sunt numere. Toate aceste vieți au putut fi salvate datorită unei echipe de oameni dedicați, care luptă pentru viața acestor copii. Totul s-a putut realiza prin donații, sponsorizări și multă muncă interinstituțională. Deoarece pentru realizarea unui astfel de zbor participă medici, asistenți, voluntari, operatori de zbor,
tabor, reprezentanți din ministere, spitale și diferite instituții ale statului, printre care și serviciul de pașapoarte. Această colaborare între autoritățile și societatea civilă este normală, este unul completează celălalt, nu există diferența, că autoritățile fac parte din societatea civilă. Acum, următorul plan al asociației este să-și cumpere propriul avion, pe care să-l transforme în prima ambulanță aeriană din România. Toate cursele pe care Blondie le-a realizat până în prezent au costat peste 7 milioane de euro. Să realizați această chestiune extraordinară, care este să puteți să aveți un avion propriu, ambulanță aeriană proprie, care să poată să ajute copiii din România. Înțeleg că există două astfel de aeronave și la colegii noștri binecunoscuți de la Departamentul de Situații de Urgență. Să sperăm că și ele vor deveni operaționale. Lucrurile evoluează însă și la noi în țară. S-au pus bazele unei școli de chirurgie cardiovasculară, iar copiii cu probleme la inimă pot fi operați și în București, la Spitalul Marie Curie. Însă nu toate problemele medicale pot fi rezolvate la noi în țară deocamdată, ci doar 90% dintre ele. Iar lucrurile vor merge și mai bine odată ce spitalul construit din donații de Asociația Dăruiește Viața va fi deschis pentru tratarea copiilor care suferă de boli grave. Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București a eliberat autorizația de sanitare de funcționare pentru un nou corp de clădire de la Marie Curie. Și lucrul ăsta, sigur, va îmbunătăți și implicit și activitatea în zona chirurgiei cardiovasculare pediatrice. Noi ne dublăm ca suprafață, chirurgia cardiacă se dublează, s-a creat chirurgia cardiacă, secție se dublează ATU-ul de chirurgie cardiovasculară pentru copiii mai mari și poate că în câțiva ani de zile nu o să mai auzim de astfel de lucruri. Până atunci însă, Asociația Blondie își continuă drumul. Multe vieți au rămas de salvat. Președintele american Joe Biden schimbă strategia în relația cu Israelul. Pentru prima oară de la începutul confruntării dintre Israel și Hamas, Biden spune că abordarea premierului Benjamin Netanyahu privind Gaza a fost o greșeală și a cerut Israelului să înceteze focul. Aceste dezacorduri dintre SUA și Israel s-au accentuat din cauza agravării crizei umanitare din fâșia Gaza, așteptatei ofensive a Israelului în orașul Rafah și a recentului atac israelian asupra convoiului umanitar, în care au fost uciși 7 lucrători umanitari, majoritatea străini. So I think what he's doing is a mistake. I don't agree with his approach. I think it's outrageous that those three vehicles were hit by drones and taken out. On a highway where it wasn't like it was along the shore, it wasn't like there was a convoy moving here, etc. Biden declarase anterior că bombardamentele Israelului în Gaza sunt nediscriminatorii și că acțiunile sale militare sunt exagerate. What I'm calling for is for the Israelis to just call for a ceasefire, allow for the next 6-8 weeks total access to all food and medicine going into the country. În replică, premierul Benjamin Netanyahu a anunțat că ofensiva din Gaza va continua în orașul Rafah. אנחנו נשלים את החיסול של דודי החמאס, כולל ברפיח. אין שום כוח בעולם שיעצור אותנו. יש הרבה כוחות שמנסים לעשות זאת, אבל זה לא יעזור. משום שהאויב הזה, אחרי מה שהוא עשה, לא יעשה את זה יותר. הוא גם לא יהיה. אחרי שעושים דבר כזה, למדינה שלנו לא יעשו יותר. Bombardamentele și ofensivele terestre ale Israelului în Gaza din ultimele 6 luni au ucis cel puțin 33 de palestinieni și au rănit 74.000 de persoane, susține Ministerul Sănătății din Gaza, aflat sub controlul Hamas. Pe de altă parte, populația din enclavă se confruntă cu foametea. 4 ofițeri de poliție din Chicago au tras într-un suspect aproape 100 de gloanțe. Bărbatul a deschis focul asupra oamenilor legii în timpul unei opriri în trafic. Polițiștii au încercat să-l oprească pe șofer pentru că nu purta centura de siguranță. El a refuzat să se conformeze ordinului și a deschis focul asupra ofițerilor. Unul dintre aceștia a fost rănit la mână. Șoferul a coborât în cele din urmă din mașină, dar era și el grav rănit și a decedat ulterior la spital. Deja fiind edit în Germania, dintr-un magazin de încălțăminte, hoții au furat 10 de pantofi desperecheați. Au luat câte unul, doar stângul din fiecare pereche găsită. Poliția investigează jaful, care a ridicat foarte multe semne de întrebare.
Magazinul din orașul Duren, care vinde încălțăminte, a fost călcat de hoți în urmă cu câteva zile. Ei au spart ușa și au intrat în magazin chiar în zori. Au desperecheat 30 de perechi de pantofi. Bizar este că au furat doar pantoful stâng și l-au lăsat pe celălalt în urmă. Nimeni nu știe ce să înțeleagă din acest jaf neobișnuit. Meinen Laden wird ja öfter eingebrochen, aber dann nur einen Schuh zu klauen, sinnlos. Nix besseres zu tun, ich meine, ist schon krass, wenn man nur das linke, also ne, was will der mit linken Schuh statt, du brauchst ja auch den rechten. Polițiștii au luat imaginile de pe camere, i-au audiat pe angajați, dar și pe mai mulți localnici. Nu au încă nicio pistă. Oamenii legii nu au un cer de suspecți, dar cred că au de-a face cu amatori. Wir gehen nicht davon aus, dass hier überaus professionelle Täter am Werk waren. Ein einzelner Schuh ist sehr schwierig zu verkaufen, dementsprechend glauben wir auch nicht, dass das die Absicht der Täter war. Paguba se ridică la câteva mii de euro, având în vedere că magazinul a rămas cu încălțămintea desperecheată. Macht keinen Sinn. Entweder kommen die noch mal wieder und holen sich dann die rechten. Oder schmeißen die Linken weg. Vielleicht schaut er deshalb nur die Linken, weil er nur ein Bein hat. Auf jeden Fall wünsche ich denen viel Erfolg mit ihren linken Schuhen. Mal gucken, was sie damit machen. Vielleicht kommt das ja auch noch irgendwann ans Licht. Fapta i-a făcut celebri pe hoți, iar șefii magazinului caută acum soluții pentru pantofii care nu mai au pereche. Mulțumesc, Maria, iar de la sport trecem la meteo, așa că vă invit să avem cum va fi vremea în zilele următoare. Scandinavia și în zonele de munte sunt ploi, lapoviță și ninsori, în nord, nord-vest și în partea central-sudică vremea este închisă și plouă, iar în arhipelagul britanic bate vântul. În restul Europei vremea este frumoasă, doar că temperaturile au scăzut ușor față de zilele trecute în Europa centrală. La noi în țară vremea continuă să fie deosebit de caldă, astăzi avem maxim între 17 și 29 de grade. Vântul are unele intensificări prin sudul Banatului, în rest nu sunt anunțate alte fenomene meteo. În capitală, următoarele zile vor fi calde, frumoase, fără pic de nori pe cer. Vremea continuă să se încălzească, astăzi temperatura a urcat până spre 26 de grade. Mâine se face și mai cald, vor fi 27 de grade la amiază, iar vineri vor fi în jur de 26 de grade. Și la munte este o zi caldă, mult prea caldă pentru început de aprilie, pe creste bate vântul. La Băltini sunt 25 de grade, iar la Sinaia și la Predeal 17, respectiv 18 grade. La Timișoara astăzi sunt în jur de 28 de grade, cu 10 grade mai mult decât normalul acestei perioade. Va fi soare pe tot parcursul zilei și mâine va fi soare, dar temperatura scade ușor, vor fi în jur de 25 de grade. Tot 25 de grade sunt anunțate și vineri, doar că se va înnora în timpul zilei. Și la Iași vremea este caldă, astăzi sunt în jur de 26 de grade, cerul este senin, de mâine temperatura începe să scadă și se va înnora, vor fi 25 de grade, iar vineri sunt anunțate 21 de grade. Clujenii au parte de o vreme frumoasă și însorită, astăzi sunt 26 de grade, mâine temperatura mai pierde un grad, dar atmosfera se menține plăcută. Abia de vineri apar câțiva nori și vor fi 23 de grade. În Republica Moldova, la Bălți și la Cahul este soare, maxima a urcat până spre 24 de grade, la Chișinău s-au mai adunat norii, dar nu plouă, sunt 23 de grade. O scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat. La ora 16 la Prima TV începe o nouă ediție exclusiv VIP, așa că îl invit pe Cristi Brancu să ne spună ce ne-a pregătit. Bună ziua, Cristi, ce invitație ai astăzi în emisiunea ta? Bun găsit, doamnelor și domnilor, bun găsit, dragă mea colegă. Ei bine, astăzi intrăm direct în subiectul eternului război. Ana Maria Prodan și Laurențiu Regecanf, o nouă situație explozivă la judecătorie. Unul dintre avocații părților, domnul Oleg Burlacu, ne va lămuri și va aduce lumină în legătură cu situațiile din acest moment. După ce a plecat de frig de la mare, unde voia să locuiască în container, Dana Marihuana, prietena voastră, cea mai fidelă fată, vine să ne povestească cum a fost și în plus ce se întâmplă cu băiatul ăla care primea toată dragostea Danei, dar era și puțin însurat. O să vedem exact despre ce e vorba. Un reportaj absolut splendid.
cu Roxana Vangea, cu copiii, la sport, chestii, socotel, nebunii și astăzi unul dintre cei mai buni esteticieni ai României vine și oferă doamnelor, domnișoarelor, cred că și unor domni, cam care sunt secretele frumuseții și ce se mai poartă acum și este super, hiper la modă. Ne mai întâlnim și cu Crina Brudan, plus multe alte informații de ultimă oră, o ediție specială, exclusiv de la ora 16, numai la Prima TV, după Focus. Stați cu noi, înapoi la tine! Mulțumesc, Cristi, sunt încă ochii pe voi. Trecem mai departe. Acum, un echipaj de pompieri aflat în misiune a fost la un pas de o tragedie după ce a trecut peste o cale ferată în timp ce venea trenul. Mecanicul trenului a acționat frâna de urgență și astfel coliziunea a fost evitată. Autostradei este cercetat acum. Vom reveni cu informații. Mergem mai departe. Piloții britanici li se alătură românilor în misiunile de interceptare a avioanelor de luptă rusești care dau târcoale în zona Mării Negre. Forțele aeriene regale britanice au transferat la Mihail Cogălnicianu avioane, echipamente de luptă și personal, iar în perioada următoare vor realiza misiunile de poliție antiaeriană întărită. Piloții britanici zboară pe avioane Eurofighter Typhoon, cele mai bune aparate de luptă produse în Uniunea Europeană. Detașamentul britanic, care va asigura serviciul de poliție aeriană întărită împreună cu supersonicele F-16 ale forțelor aeriene române, este format din 6 aparate de zbor și 200 de militari. Cu un preț de 90 de milioane de euro, Eurofighter Typhoon este un avion de luptă de generația a 5-a. Urcă până la 11.000 de metri altitudine în câteva minute și atinge o viteză de 2 ori viteza sunetului, adică 2 Mach, cum spun piloții. E capabil să intercepteze imediat orice țintă. Eurofighter Typhoon este un avion multirol de vânătoare bimotor, capabil să intre în luptă cu orice aeronavă ostilă, care nu se supune somațiilor în aer, ci se îndreaptă spre spațiul aerian al României. We'll be on quick reaction alert, which is NATO air policing. We are aware of the Russian invasion of Ukraine. However, our posture remains the same. We train as we do every day to defend NATO's airspace. Aceasta este cea de a cincea rotație la Mihail Cogălnicianu a forțelor aeriene regale britanice. În trecut, piloții britanici au întors din drum câteva avioane rusești care se apropiau de spațiul aerian românesc. Misiunea de poliție aeriană, desfășurată în comun, contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare, precum și la consolidarea interoperabilității între forțele aeriene române și forțele aeriene regale britanice. The job is challenging because you don't know what each day is going to bring. The war in Ukraine naturally brings its challenges. Romania shares a border with Ukraine, but that's why we're here. We are here to defend NATO, defend allies and maintain international law and order. În prezent, baza militară de la Mihail Cogălnicianu găzduiește trupe din 4 țări NATO. Unitatea cea mai amplă sau cea mai puternică este divizia 82 aeroportată astăzi, dislocată în unitatea noastră. Avem partenerul francez cu un element de sprijin național dislocat în bază, apoi avem detașamentul britanic și un detașament tot de aeronave Eurofighter din Spania. Piloții britanici vor rămâne timp de 4 luni în România. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat. În timp ce demnitarii și șefii instituțiilor din educație discută despre reforme și România educată, unele unități de învățământ din țară au condiții demne de perioada evului mediu. O grădiniță din județul Botoșani a rămas blocată în timp. Elevii și dascălii merg la toaletă în curte, în timp ce așa numita baia instituției nu are apă caldă și toată lumea se spală într-un lighean. Autoritățile locale fac ce știu mai bine, se scuză și spun că nu au bani. Așa arată o grădiniță din secolul 21 în satul Vițcani. Grupul sanitar desprins parcă din evul mediu cu lumina care pătrunde din tavan în closetele turcești sunt un adevărat pericol pentru puștii de oșchioapă. În acte, această grădiniță din comuna Cândești, județul Botoșani, nici nu exista până de curând, susțin autoritățile locale. E construită la începutul anilor 2000, iar de atunci nu s-a făcut nicio reparație. Primarul spune că încearcă de câțiva ani să o reabiliteze. Nu a reușit. Când am preluat mandatul, aceste școli nu erau prinse, nici erau prinse pe inventar.
ca să le inventariez și să le putem face intabularea, o trebuie să fac expertiză tehnică, pentru că nu s-au găsit nici hârtiile dovedătoare. Am făcut proiect pentru eficientizare energetică. Mulți dintre părinți și-au transferat copiii către alte grădinițe din vecinătate, dar unii nu au găsit soluții și îi lasă pe cei mici în aceeași clădire. Nu se gândesc la standardele europene impuse pentru aceste unități. Speră doar că niciunul dintre copii să nu pățească ceva. Grădinița e un pericol, spun ei. Nu se pune toate. Și baia, plus de asta, merg copiii în toaletă ca pe timpul. Și ați dus copiii până acum acolo? I-am dus și nu vreau să merg la toaletă în curte, este tem. Am și acasă și baie și toaletă. Am... Nu pot. Vin mă la baie să învățați. Nu. Și nu vreau să meargă, să-i tem și nu i-am mai dus momentan. Eu din toamnă totuși, dar nu se face nimic. Fac orice, să-i mut. Văd la cum încândești, încândești, mi-a zis că nu se mut. Ceea ce cred că... Dacă nu se rezolvă și nu se duc în altul comun. Toaleta afară, da. A doar ați văzut și mea, nu? Da. Și am înțeles că... Domnișoara are o liță, duce cu o liță. N-am mai să încarc copiii, mai... Acum depinde și de autorități, de primărie, de... Cum? Apă la hidrofor nu au. Păi dar cum s-au făcut înainte, prima, deci când s-au făcut școala, eu făcut hidrofor, cum era proiect, așa. Dar nu mai tras apă și nu mai trage nici zăudează. A făcut adrese către primărie, prin care cele două grădinițe, nu este vorba doar despre grădinița Vițcani, este și grădinița program normal Talpa, care la fel are toalete în exterior. Hidroforul, care ar fi trebuit să asigure apa curentă în școală, s-a stricat și nu a mai fost înlocuit. Am văzut că era și un hidrofor acolo. Da, dar nu funcționează și nici nu avem cum să tragem apa în, să spunem, în grădiniță, pentru că eu, de când am venit eu director, acolo este făcută, am găsit-o, făcută o fosă, dar este făcută în deal, să spunem, de grădiniță. Nu știu cum s-a făcut proiectul atunci, cu foarte mulți ani în urmă. Sigardul este opțional la această grădiniță. Copiii se pot răni oricând în cuile eruginite care ies prin aceste scânduri. Da, într-adevăr, nu-i ok gardul, nu-i ok gardul. Și atunci, în administrarea cuiei. Îi trebuie viceprimarului și i-am spus să facă aia. Viceprimarul. Nu viceprimarul, gospodarul comunității alături de primar. Administrația locală promite din nou că va găsi banii necesari și că va reabilita grădinița. Localnicii aproape că și-au pierdut orice speranță. Albumul Cowboy Carter al artistei Beyoncé este pe primul loc în clasamentul Billboard 200. Albumul cuprinde 17 melodii în colaborare cu cântăreți celebri, cum ar fi Post Malone, Miley Cyrus sau Willie Nelson. Beyoncé este cea mai premiată artistă din istoria trofeelor. But I can easily understand why you're attracted to my man, but you don't want this small to shoot your shot with some. Doamnelor, domnilor, focul se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Acum rămâneți pe Prima TV pentru că urmează exclusiv VIP cu Cristi Brancu, iar de la ora 18, colega mea Andreea Berecleanu vă așteaptă cu principalul jurnal al zilei. Noi ne revedem și mâine, tot de la ora 14. O după-amiază cât mai frumoasă să aveți. La revedere! Program disponibil pe primaplay.ro.